în această săptămână la Mapamont Creștin. Tentativă de omor împotriva unui judecător de la Curtea Supremă din SUA. Centrul de maternitate pentru situații de criză a fost atacat cu bombe molotov și bisericile au fost vandalizate. De ce au crescut actele de violență împotriva promovatorilor pro-viață în America? Masacru în Nigeria. Un bărbat în armată a atacat o biserică în Duminica Rusaliilor. Ce se află în spatele acestui atac cu cigaș? Oare acesta este giulgiul lui Hristos sau e doar o imitație din evul mediu? Vom examina ultimele dovezi pentru giulgiul din Torino. Bun venit la această ediție a emisiunii Mapa Mond Creștini! Un bărbat înarmat cu o armă, un cuțit și brățări autoblocante aflat în casa unui judecător de la Curtea Supremă din SUA a fost acuzat de tentativă de omor într-o perioadă în care actele violente împotriva susținătorilor pro-viață escaladează în America. Heather Shells de la CBN vorbește despre criza care se va adânci dacă se va ajunge la situația în care Curtea anulează legea care protejează avortul. Șerifii americani au patrulat în fața casei judecătorului Curții Supreme, Brett Kavanaugh, miercurea trecută, după ce au arestat și au acuzat un bărbat din California pentru tentativă de omor. El a spus că l-a supărat scurgerea de informații privind opinia Curții Supreme despre avort și despre atacul armat din Uvalde. După scurgerea de informații, protestatarii s-au adunat în mod regulat în fața casei lui Kavanaugh și altor judecători conservatori. Marți, Departamentul pentru Securitate Internă SUA a avertizat că legea avortului, imigrația și alegerile de la jumătatea mandatului, președintele a condamnat orice amenințare, violență sau vandalism împotriva judecătorilor, însă nu a vorbit despre atacurile săvârșite împotriva grupurilor pro-viață. Mulți își amintesc că senatorul liderilor minorităților, Chuck Schumer, l-a amenințat pe Kevin la o întrunire cu doi ani în urmă. Nici nu știi ce vei păți dacă vei continua să iei aceste decizii oribile. Nu doar judecătorii sunt cei care simt gravitatea situației. Activiștii pro-avort au vizat organizațiile pro-viață din toată țara. Ultima țintă, Centrul Pro-Viață din Buffalo, New York. Acesta a fost atacat cu o bombă Molotov săptămâna trecută. Clădirea a suferit daune severe. Părintele Jim Harden conduce centrul și spune că vor trece luni până la terminarea reparațiilor. Momentan, clădirea nu poate fi utilizată. Focul a distrus 25% din clădire și fumul a distrus întreaga clădire. După semnătura lăsată pe clădire, Harden presupune că e vorba de grupul de activiști anti-avort James Revenge. Tot acest grup e responsabil pentru atacurile cu bombe Molotov împotriva altor două grupuri pro-viață din Wisconsin și Oregon. În plus, vreo 10 centre pro-viață au raportat acte de vandalism și mesaje amenințătoare. Siu Libel conduce strategia pro-viață la nivel de stat și se așteaptă ca intimidarea și violența să continue. Când cineva simte că a pierdut ceva, atunci devine tot mai supărat, tot mai violent. Potrivit lui Libel, după ștergerea legii Roe vs. Wade, vor avea loc proteste și tulburări în apropierea tribunalului unde se va dezbate avortul. În acest climat solicitant, grupurile Pro Viață ca Students for Life of America angajează agenți de pază și voluntari pentru asigurarea protecției la mitinguri. Adesea e bine să tăcem, să nu conversăm sau să conversăm cu o singură persoană, să nu strigăm. În prezent, Compass Care slujește în rândul femeilor într-o locație alternativă și spune că moralul e ridicat. Biserica din New York s-a întrunit. Avem parte de foarte multă susținere. Oamenii se oferă voluntari, vor să ajute. Majoritatea analiștilor Curții Supreme se așteaptă ca aceasta să ia o decizie la sfârșitul acestei luni sau la începutul lunii iulie. Pentru organizațiile pro asta înseamnă intensificarea măsurilor de siguranță în timp ce țara privește și așteaptă. Episcopul de San Francisco a luat atitudine împotriva politicienilor catolici care susțin avortul. El a interzis purtătoarei de cuvânt a Camerei Reprezentanților să aibă parte de confesiune din cauza atitudinii acesteia. Potrivit altora, președintelui Biden ar trebui să îi se aplice aceeași regulă. Recent, purtătoarea de cuvânt Nancy Pelosi a spus că știința legată de avort nu s-a schimbat în ultimii 50 de ani de la votarea legii Roe vs. Wade. Grupurile pro-viață nu sunt de acord. Ei susțin că avansarea științei a contribuit la convingerea multor femei să nu facă avort. Charlene Aaron de la CBN vine cu mai multe detalii. În timp ce a vorbit despre scurgerea de informații din Curtea Supremă care ar putea semna la abrogarea legii Roe vs. Wade, purtătoarea de cuvânt a casei albe Nancy Pelosi a făcut comentarii legate de avort. Potrivit multor, aceste comentarii dovedesc faptul că partidul ei nu e informat legat de știința care susține viața. Știința nu s-a schimbat, însă curtea s-a schimbat și ei decid că noi suntem diferiți. Dr. Tara Sander Lee, directora științelor vieții la Institutul Charlotte Lozer, nu e de acord cu Pelosi și a adăugat că purtătoarea de cuvânt pare să nu cunoască descoperirile științifice făcute după votarea legii Rowe. De trei ani spune Americii să urmărească știința, însă în acest moment a decis să ignore știința, deoarece e incomodă pentru scopul ei politic extrem. Începând cu 1973, când s-a legalizat avortul, tehnologia cu ultrasunete s-a răspândit și astfel, ne oferă imagini cu pântecul la milioane de femei care lipesc mai apoi poze cu copiii lor nenăscuți pe frigiderele lor. Potrivit mișcării 40 de zile pentru viață, 93% din femeile care aleg scanarea cu ultrasunete decid să păstreze copiii. Acum, în 2022, nu avem doar scanarea cu ultrasunete, dar avem ultrasunete 3D, ultrasunete cu ajutorul cărora putem avea o imagine minunată cu bebelușul care crește în pântece. Cristina Bennett, o corespondentă a grupului Live Action, explică modul în care internetul oferă o imagine unică a copilului nenăscut. Live Action a realizat un material video care se numește Baby Olivia și care ne arată cum se dezvoltă un bebeluș. Puteți viziona materialul pe YouTube unde puteți vedea cum acel video și acea tehnologie prin internet și prin știința medicinei ne arată că bebelușii simt durerea după 20 de săptămâni, chiar și acele lucruri de care noi nu suntem conștienți. Dr. Gracie Christie, medic radiolog și consilier la Catholic Association, a depus un dosar în cazul că Dobbs vs. Jackson Women's Health la Curtea Supremă în care prezintă faptul că știința pe care se bazează legea Roe vs. Wade e depășită. Vedem altfel fătul față de perioada în care am folosit ultrasunetele și am scris despre acest fapt în dosarul meu. Am inclus poze cu copiii nenăscuți pentru judecători. Suntem mândri de asta deoarece sunt atât de convingătoare. Întrebarea centrală a legii Roe vs. Wade a fost când începe viața în pântece, o întrebare la care, potrivi lui Christie și altora, știința nouă are răspunsul. În 1973, viabilitatea a fost de 30 de săptămâni, acum e la 22 sau 23 de săptămâni. Asta este o diferență uimitoare. Progresele din domeniul imagisticii prenatale și a tehnologiei chirurgicale, împreună cu descoperirile făcute în domeniul anesteziei pentru ușurarea durerii, au fost, de asemenea, fundamentale în intrarea în era modernă a chirurgiei fetale. Mamă! Imaginați-vă că un chirurg deschide burta unei femei, taie peretele uterului, scoate bebelușul căruia îi bate inima, care se mișcă, îi face anestezie și îl operează. Astfel, mama are șanse să dea naștere unui copil mult mai sănătos. Potrivit tuturor dovezilor, asta nu se mai poate nega. Acesta e adevărul, asta ne dezvăluie știința, iar cei care declară opusul ignoră ultimele descoperiri științifice. Zeci de oameni au murit într-un atac împotriva unei biserici din Nigeria. Atacul a avut loc în Duminica Rusalilor, în sud-vestul statului Ondo. Bărbatul în armată a deschis focul și a aruncat cu explozive în interiorul bisericii catolice Sfântul Francisc Javier. Potrivit unei oficialități locale, cel puțin 50 de oameni și-au pierdut viața în acel atac, printre care și copii. Bărbatul în armat a luat ostatic preotul și mulți alți oameni. Intenția sa a fost de a-i ucide pe toți din biserică. Cei care au fugit din biserică au fost împușcați afară, cei din interior au fost împușcați în interior. Potrivit Morning Star News, nimeni nu a revendicat atentatul, însă un bandit al unui trib Fulani este suspectat că ar fi săvârșit atacul. Potrivit unor lideri nigerieni creștini, atacurile ciobanilor Fulani au loc asupra comunităților creștine pentru a le lua pământul și pentru a impune islamul. Grupuri radicale islamice ca Boko Haram atacă creștinii din Nigeria de Nord. Ciobanii fulani, musulmani, au atacat cu precădere în mijlocul țării. Însă, așa cum ne va spune George Thomas de la CBN, influența lor începe să se răspândească. În Nigeria, în zona centrală a Nigeriei, unde nordul musulman se întâlnește cu sudul creștin, a apărut un grup alcătuit din militanți musulmani fulani care terorizează creștinii. Mai bine de 1200 de creștini au fost uciși de la începutul anului 2020 până în prezent de către militanții fulani. În mijlocul nopții, ei pătrund în sate creștine, incendiază case, ucid oameni. Este oribil. Potrivit ziarului de Wall Street Journal, jihadiștii ridică puncte de control în mod aleatoriu pe drumurile principale, căutând creștinii pe care îi răpesc pentru răscumpărare sau pur și simplu îi ucid la marginea drumului. Numărul atacurilor teroriste împotriva creștinilor a crescut în perioada mandatului președintelui Nigeriei, Mohamed Buhari. Președintele este musulman din tribul Fulani. Liderii creștini din Nigeria l-au acuzat pe președintele Buhari că nu ia măsuri pentru a opri vărsarea de sânge. Echipa de știri de la CBN a dorit să contacteze ambasadorul Nigeriei la Washington DC în vederea obținerii unui comentariu legat de persecuția neîncetată a creștinilor din țara sa, dar nu au primit niciun răspuns. Situația e diferită când Corea de Nord sau Iranul procedează la fel, însă în acest caz vorbim de o democrație. Există legi în această țară. Poliția și armata din Nigeria este alcătuită în mare parte din musulmani fulani. Atacatorii nu sunt prinși niciodată, ei nu ajung în fața justiției. Serviciile secrete acționează lent. Atacurile pot dura chiar și o zi fără ca forțele de securitate să apară. Adesea, oficialitățile guvernamentale îi apără. În 2021, Departamentul de Stat SUA a înlăturat Nigeria de pe lista țărilor care ridică preocupări deosebite legate de libertatea religioasă, o mișcare care, potrivit criticilor, a avut menirea de a încuraja guvernul nigerian. Grupurile care apără libertatea religioasă îl îndeamnă pe președintele Biden să treacă din nou Nigeria pe listă. Giulgiul lui Isus este autentic sau este o imitație din Evul Mediu? Giulgiul din Torino a stârnit controverse timp de sute de ani. Acum, potrivit unor dovești științifice noi, acestea întăresc autenticitatea Giulgiului. Gabe La Monica de la CBN vine cu mai multe detalii. This is the story of a piece of clock. Aceasta este povestea unei bucăți de pânză care a fost salvată cu două decenii în urmă dintr-un incendiu și a supraviețuit ultimului dintre o serie de pericole de-a lungul istoriei. La prima vedere, această relicvă misterioasă seamănă la un test roșac cu o pânză veche de sute, dacă nu de mii de ani. Însă, dacă o examinăm în mod amănunțit, se văd pete de sânge și imaginea estompată a unui bărbat torturat răstignit. Pe imaginile medievale tipice cu răstigniri se văd cuiele din palme, însă palmele nu susțin greutatea corpului. Observați cu atenție și veți vedea că fața sa senină a acelui bărbat devine mai clară. Pare atât de senin în comparație cu semnele de violență care se pot observa pe restul corpului. Brian Highland este custode de expoziții la Muzeul Bibliei. S-a pus la îndoială veridicitatea acestei imagini de la prima documentare a relicvei la sfârșitul secolului al XIV-lea. În 1988, datarea cu radiocarbon a determinat faptul că Giulgiul provine din vremurile medievale. Acel test a fost discutat de diversi experți. Singura mostră pe care au luat-o nu a fost reprezentativă pentru întregul Giulgiu, deoarece s-a umblat la ea. Acum, potrivit unei noi proceduri științifice, s-a decis că materialul are în jur de 2000 de ani. Acest studiu italian este ultimul dintr-o serie lungă de testări științifice, printre care și al polenului prelevate din Giuliu cu acest dozator științific de bandă. The Mostrele de polen au fost strânse. Multe dintre ele provin din plante care cresc nu doar în Orientul Mijlociu, ci în mod specific în Iudeea, Palestina și Siria din acea perioadă. Au mai găsit polen din zona Constantinopolului. Au găsit mult polen din Europa. Mostrele de polen sugerează un drum de mii de kilometri din Ierusalim prin Turcia și Franța vremurilor moderne și acum Italia, unde este păstrat artefactul din secolul al XVI-lea. Potrivit unor giulgiul găzduit de catedrala din Torino e contaminat cu sânge uman și astfel s-ar putea să fie chiar Sfânta Relicvă. Aceasta este o pânză care conține sângele lui Hristos, și nu orice sânge, ci de tipul AB, care e răspândit în rândul evreilor palestinieni. Totuși, alții susțin că această bucată de pânză este o făcătura a lui Leonardo da Vinci. Noi spunem că e o fotografie de 500 de ani a lui Leonardo da Vinci, deși sună destul de ciudat. Se spune că e o fotografie de 500 de ani cu Leonardo da Vinci, deoarece el și-a folosit propria față drept model, deoarece acest comportament îl caracteriza. Autorii Clive Prince și Lynn Prichet au făcut un experiment pentru a încerca să facă o copie după relicva religioasă folosind bustul împăratului roman Marc Aureliu și comparând pictura disputată a lui Da Vinci Salvador Mundi cu imaginea de pe Giulgiu. Barry Schwartz este un fotograf evreu din Colorado căruia i s-a cerut să fotografieze Giulgiul în anii 70. Nu sunt expert, dar Giulgiul a fost expus cu 100 de ani înaintea nașterii lui Da Vinci. El a fost un artist bun dar nu a fost atât de bun. Barry Schwartz este un fotograf evreu din Colorado, căruia i s-a cerut să fotografieze Giulgiul în anii 70. Eu am fost împotriva Giulgiului. Mai mult am spus cuiva, vom ajunge la Torino în 5 minute, vom găsi vopseaua, vom merge acasă și gata. Au trecut 44 de ani și nu s-a găsit nicio vopsea. Nu e o pictură sau o operă de artă. No brush and nu sunt urme de vopsea. Mai e un mister. E 3D. Oamenii de știință au folosit un analizator de imagine și au dezvăluit cu decenii în urmă că umbrele Giulgiului se transformă în forme multidimensionale. O fotografie obișnuită imortalizează doar variațiile de lumină. Nu reține informații despre distanța la care a fost aparatul de subiect. Acum fotografiem Giulgiul cu un aparat. Această imagine se poate recunoaște cu ușurință. Aceasta poate explica dacă intensitatea nivelelor imaginii după George conține informații privind distanța de la pânză la trup. Acum, realizatorul de filme britanic David Roth a terminat al patrulea film intitulat Who Can It Be? și investigează julgiul din Torino folosind ultima tehnologie pentru a extrage pe cale digitală datele conținute de material și care dezvăluie un model tridimensional al unui bărbat. Well, Putem vedea ceea ce credem că e trupul răstignit al lui Isus în fața noastră pe o bucată de material. Imaginea a putut ajunge pe acel material doar datorită unui miracol care a fost emanat de trup cu un număr incredibil de imagini într-un interval foarte scurt de timp. Indiferent care sunt dovezile, giulgiul din Torino va rămâne mereu un mister. Însă pe mulți această oglindă a Evangheliei, așa cum a numit-o Papa Ioan Paul al II-lea, îi conectează cu divinitatea. O descoperire nouă vine cu mai multe noutăți despre viața din Ierusalim cu 2000 de ani în urmă. Șeful biroului de știri CBN în Orientul Mijlociu, Chris Michel, vine cu mai multe detalii. În parcul Emek Tsurim, vizitatorii pot cerne prin materialele care provin de la o excavație în derulare în orașul lui David. Aici, Liel Crutocop a găsit o monedă rară de argint de pe vremea celui de-al doilea templu. Nu mi s-a părut ceva obișnuit. Am mers cu moneda la un arheolog. El a curățat-o puțin, apoi mi-a spus mie și familiei mele că e vorba de o monedă de argint. Inițial, tatăl lui, el, s-a gândit să o arunce. De fapt, nu arăta ca o monedă. M-am gândit că este o pietricică. Am spus fetelor să o arunce la gunoi, dar ele au insistat că e o monedă. Ele au adus moneda la un arheolog care lucra la sit și el a confirmat că e vorba de o monedă. Am fost foarte entuziasmată, am fost foarte fericită, deoarece cineva a ținut această monedă în mână cu 2000 de ani în urmă și acum o țin eu în mână. Este vorba de un artefact foarte rar. Împreună cu această monedă de argint mai cunoaștem din documentația arheologică doar 30 de monede de argint din perioada Revoltei. Moneda are două inscripții în limba ebraică. Putem vedea cuvintele în limba ebraică antică, Shekel Israel. Al doilea rând are două litere, Shin Bet, ceea ce înseamnă al doilea an al revoltei împotriva romanilor din 67-68 era noastră. Pe partea cealaltă a monedei găsim o altă inscripție în limba evrească antică, ce înseamnă Ierusalimul sfânt. Potrivit arheologilor, marele preot al Templului a vrut această monedă pentru a putea plăti pentru revolta împotriva romanilor. Moneda a fost fabricată pentru a scoate în evidență independența anumitor comunități. Astfel evrei care s-au răzvrătit împotriva romanilor au vrut să scoată în evidență că au fost independenți. Cuvintele în limba ebraică de pe monedă arată spre primul templu dintr-un motiv anume. De la vremea regelui David și a fiului său Solomon, evrei au vrut să scoată în evidență legătura lor cu Marea Împărăția Ierusalimului condusă de regele David. Le lipsea. Ei au vrut ca împărăția lor să fie așa de mare precum împărăția lui David. Această monedă provine dintr-un strat care datează de pe vremea distrugerii Ierusalimului în 70 era noastră. Mă aflu pe rămășițile unui drum antic de pelerinaj pe care evreii din întreaga lume se îndreptau spre templu. Când romanii au distrus Ierusalimul și drumul, structurile aflate pe ambele părți ale drumului s-au prăbușit. Pentru Levi, descoperirea este asemenea unei călătorii în timp. Când țin mână această monedă, e ca și cum ai face o călătorie de 2000 de ani în trecut, e ca și cum ai avea în fața ochilor viața de zi cu zi a oamenilor care au trăit în Ierusalim. Mama lui Liel consideră moneda mai mult ca pe o dovadă a faptului că în acea perioadă evreii au trăit în Ierusalim. Ne vorbește mult despre istorie, despre oamenii care au trăit aici, despre istoria Ierusalimului și despre semnificația acestui loc pentru noi, israeliții, și pentru poporul evreu. Da, înseamnă mult. Misiunea Mapa Mont Creștin se încheie aici. Mai multe știri puteți găsi pe site-ul nostru, pe paginile de Facebook și de YouTube. Nu uitați, continuăm să ne rugăm și pentru Ucraina, pentru ca Dumnezeu să se îndură de țară și de locuitorii ei. Sunt Cotruța Burghelea și până data viitoare vă spun la revedere și Dumnezeu să vă binecuvânteze!